Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un vicecampion național român, al nostru, la scrimă, s-a declarat nemulțumit că federația l-a premiat după a obținut, deci, argintul la campionatul național Under 23, U23, nu știam că există, așa? Sub 23. Cream că e sub 21, sub 16. Există, sunt mai există. Multe Bun, asta bariere. E. Deci i-au dat unt de corp, loțiune și gel de duș. Ce drăguț! Tu știi, tu știi cât s-a făcut untul? De corp? De corp, de necorp s-a scumpit. Adevărul că poți, da. E vorba de Daniel Popa, îl cheamă, citez. Cum să dai așa ceva, a pus și poză, cum să dai așa ceva la un campionat, probă masculină? Unt de corp, loțiune de corp și gel de duș de mere. Ar fi mers de cireșe, adevărat. Au fost 2 martie, s-au gândit băieți să ducă și acasă ceva la mama. Dacă datorită mamei ai ajuns campion, nu? Campionul, cred că a luat și lufă. Lufă e buretele la lung, nu? Da, ăla, nu știu, ăla... Nu știu ce să... E lufă, e o chestie care cred că crește, e naturală, nu știu. Da, eu de lufă știam că știi, un burete ca un ciorap da. Lung, așa, cu care poți să te speli exact. Pe spate. Să, da. Da. Deci cum e spălătorul ăla de sârmă, pe care îl folosim noi în bucătărie, așa e lufa, dar nu e de sârmă, e o naturel și se folosește în duș. Tu mai folosești sârmă în bucătărie, da? Nu. Am crezut. Numai în cazuri disperate. Am crezut că ții smalțul oalelor cu burete de sârmă. Nu, folosesc pentru niște tigăi de fontă. Dar nici acolo. Cu sare, ba da. Poate cum îl ai? Prea mult. Dar ce faci, dar ce ele faci în ele? Da. Orice e de făcut. De exemplu, dacă pui pe grătar mămăligă în asta, atunci mămăliga se arde foarte tare și trebuie curățată. Dar cu... de ce îi face asta? Pentru că mămăliga făcută mai tare, lăsată să se răcească, poate fi tăiată în felii mai groase, da. Friptă. Dacă nu faci grătarul afară, o frici în casă pe o plită de asta de fontă, cu rizuri, cum ar veni. Așa. O pui pe farfurie și cât să frige aia, faci o mică ciulama tip tocană sau ceva de hribi. Înțelegi? Hribi cu puțin usturoi. Și hribii ăia frumos îi pui pe mămăliga ta friptă, care este ușor afumată și... Înțelegi? Este... Când eram mic... Mănânci de plângi. Nice. Când eram mic, făceam asta, dar doar cu mămăliga, fără hribi. Da. La bunici, la țară, că făceau mămăliga tot așa, ușor mai tare. Așa. Și le puneam pe plită. Păi jar, poți să pui direct, dacă nu, ai făcut grătărel. Pe plită, pe sobă de aia, cum se cheamă, cum e la țară. Mamă, așa ceva nu există. Unt? Vă mai... nu, ce unt, mă, pleacă de aici, că nu-ți trebuie, nu-ți mai trebuie nimic, crede-mă. Nu, nu ai nevoie de unt. E bun, untul e bun. Da, e bun, poți să pui, dacă, mă rog, eu n-aș pune. Și cu un pic de sare, un pic de piper, poate ceva picant, un sote de hribi pus pe deasupra, merge și cu sote de ghebe. Dar poți să pui unt de corp. Poți să pui și șampinioane, dacă nu cred că e o tragedie. Da, șampinioanele n-au aromă. Șampinioanele folosești ca să tragă aroma mâncării. Adevărat, da, dacă n-ai... Dacă n-ai, le mănânci crude, te uiți la ele și cu asta basta. Mai zicem? Federația Română de Scrimă a și explicat de ce a dat gel de duș ia de mere. Sunt numai ochi și urechi. Contactată de reporteri Info Sud-Est, Federația Română de Scrimă a răspuns că atât sportivii cât și antrenorii, citez, au fost plăcut surprinși când au primit un premiu suplimentar. Chiar dacă acesta a fost simbolic, pentru că premierea rezultatelor obținute la campionatele naționale se face de către cluburile la care se le știma sportivii medaliați. Deci decât nimic, mai bine ceva. Da, deci federația n-a dat nimic și a zis cluburile trebuie să premieze. Dar dacă tot vă dăm nimic, nu vreți să luați și un gel? Că am primit niște gel de la sponsori și gel de duș de mere. Este foarte bun, e cu măr, ăla cu portocală l-a ținut șefa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.